Am ajuns rapid la motorpark pentru Track Day Honda România sau, nu știu, prezentarea modelelor pentru influencer, presă și așa mai departe. Avem o grămadă de oameni din lumea automoto aici. L-avem pe Radu Gurămultă, l-avem pe Giurgia, l-avem pe Tiberiu Troia. Am și tricou cu Honda. Ușa asta e special închisă aici să mă văd eu în ea. Și arată băieții. El e omul care face împărțirea cu tricouri cu astea. El împarte atâta s-a putut. Tu ai cu Africa Twin, e după fața, de la barbă. Nu, m-au văzut mai înalt și au zis statul sigur pe Africa Twin, da. Zi perfect. Știi? Eu nu știu ce am, eu ce am. Tu ai Honda Motorcycle since 1948. Oh yeah! Ok. Da, aici o să aibă loc cursul teoretic în care ni se spune ce și cum ar fi bine să mergem pe circuit. Aici sunt motocicletele. Multe motociclete de la Honda, foarte multe modele, fel și fel. Africa Twin, tot felul. Le vom conduce care cum se poate. Da, tot felul de motociclete. Avem aici, frumos, elegant. Am două super sportive aici. Le atac, de nu se văd. Au și numărul meu. Am și asta. Avem și poliția cu noi. Un lucru bun. Foarte bine. Pista se prezintă impecabil. Frumos, liniște, soare. Superb. Super, superb. Fiecare cu ce-și dorește. Naked Super Sport CBR 500 și 650. CB 650. 650 R. R, iartă-mă pe mine, da, n-am vrut. N-am vrut, chiar n-am vrut. R-ul ăla e ca vitrierii roșii la orice mașină. Corect. Sunt niște cai în plus. Este un lucru bun. Este un lucru bun. Avem de la Honda, de la Honda. Park și pe Transilvania Ring de la Târgu Mureș. Astăzi o să las pe colegul meu, Dan Mainescu, să vă prezinte regulile de safety, care sunt foarte importante pentru ca toată lumea să ajungă în treabă. El e, mă. Bravo, mă, Radule, mă uimești în fiecare zi. Mă bucur mult că ești motociclist, jur, mă bucur mult. Ne vedem pe pistă. Ce-și merge? Deja abia nu știu să schimb treptele. Ba știu, dar abia mă concentrez la trase. Asta ok, ok. Mai. Nu, nu te, o lași în treapta a treia și îți faci tot. Aș vrea să merg cu rebelul, dar cum am comod. Nu știu. Mergi cu ce îți place. Dar nu te pune nimeni să mergi repede, știi? Mergi cum vrei tu. Acolo mă omoară. Ăla din capăt de acolo? Ăla de acolo. De ce te omoară? Cum să exterior, interior, exterior, 40-50 la oră, cu a doua, îi dai a doua de pe linie dreaptă înainte, reduci și îl iei ușor așa. Ușor așa pentru început, ușor așa. Hai să vedem Africa Twin, și că merge repede. Ai început timber, știi? Păi am luat-o pe aia de 500. Ce s-a întâmplat? Reglezi tu aici? Reglez pentru că au început să fiarbă lichidele de frână. Serios? Mă, dar ce frânează oamenii așa tare? Ia vezi, tata, aici cât ai. Cât ai motoret? Poftim? Asta e mare road. Nu e, frate, cum să fie mare. Mă duc în Africa. La stânga și am plecat. Păi ce, mă, n-a ajuns? Ce i-am făcut? L-am oprit. Mamă. Alex, ți-ai pus casca? Câte butoane am aici, frate. Rezolvă mai simplu, apeși aici și engage. Câte butoane am aici, frate? Mare.
Mare tată. Mare potreabă. Te prinde, te prinde. 650, îți faci treaba cu ea. Hai că merg în spatele tău să te filmez. Da? Sunt camera motorcycle tura asta, hai. Hai fata mea, dă-i, dă-i cu antăia. Mamă, unde sunt scăritele aici, e extraordinar. Poziția este superbă. Poziția este superbă.
Băi, nu se poate. Deci motocicleta asta, extraordinar. O să-ți placă, hai echipează-te, ce mai stai? Haide că începe treaba. Trebuie să mă ții. Haide că te țin eu să te urci. Bă, mi-e curse de pe canapea, frate. Mi s-a părut senzațională motoreta. Deci mi s-a părut, am uitat în primele două viraje și am zis, what the fuck? Nu mai îmi folosesc mâinile, nu mai... E la fel, mă, sau nu e la fel? E la fel, dar și că mai gust asta, și că mai manevrat. Posibil, nu știu, mi s-a părut senzațional. Senzațional. Superb. Haide, mă. Bă, știi cum e? Trebuie să te dai neapărat. Aia ce e automată. Da, mă, știu, dar e prea... Și așa nu mă, n-am curaj să mă înclin cu ala, în acolo. Dar nu trebuie să te înclini. Nu trebuie să te înclini, trebuie doar să experimentezi. Poziția și așa. Curse de pe canapea, așa sunt niște aplicatui. Curse de pe canapea. Hai, mă, că e ok. Hai, mă, că te ajunge. Hai, nu trebuie. Hai, Grecule. Hai, Grecule, frate. Hai, Grecule, frate, că o să fie superb. Crede-mă, crede-mă. O să-ți placă mult de tot. O să te bufnească râsul. Hai. Hai. Dă-i ok acolo după ce pleci. Superbă e, superbă. Mi-a plăcut mult de tot. S-au scurat. Mi-a plăcut mult și aia. Un scooter, da, de ce nu? Ce faceți, domnule? Să fur informații prețioase de la profesor. Yes. Eu mă pierd în fața. Am tăiat oricum la motor, ce ai să-mi dai 500 de lei. Ai tăiat-o aia? Da, am tăiat aia, da. Mergi-i trotineta, îți faci treaba cu ea.
foarte mișto. Pentru început, bombă intergalactică. Vă recomand. Nici nu vă trebuie mai mult. Deci? Ha? Deci? Da, e ok. Îți faci treaba cu ea. Da, mă, e mișto pentru antrenamente, pentru astea, pentru... e mișto. Ce vă mai place? Eh, ce cu tine acum? Ce costum curat, mă. De? Frumos, elegant. Of, of, bine că nu-i cald, e ok. Bine, băieții, ta. Da, trebuie un CPR un pic mai puternic. Un pic, nu? Da, cred că ăsta e ok. Nu știu să nu-mi fac în cald. Mamă! Da. Le băgăm un pic la hidratat. La mine e mic, boss, costumul, e mic. E mic costumul, frate. Vine viteza de la sine. Da. Exersăm, mai exersăm, mai vin. E de muncă, că dacă era ușor, toți eram bani. Da, ca adevărat. CB1000R. E, aici vorbim altfel cu viteza de top față de CBR500. Uite, l-am în față. Asta se va mișca altfel. Altceva. Gear, sport, mode. Mode. Standard, rain, user, sport. Hai să vedem standard și după aia încercăm și sportul. Să vedem ce zice. Avem aici ABS-ul scos. Ha. Altceva, tata, aici. Naked, hotărât pe treabă.
Băi, tare. Tare, bă, frate. Mi-a plăcut testul. Am mers cu Africa Twin pentru prima dată. Mi s-a părut senzațional. Mi s-a părut senzațional. Nu cu asta am mers, ci că asta e automată, incredibil. Motocicletă cu cutie automată. Am mers cu Africa Twin. Curse de pe canapea, fix așa. Adică dacă avea o mașină de curse foarte confortabilă, Africa Twin ar fi. Am mers cu nebunia asta DCB-1000R. Un naked cu motor de 1000 de centimetri. Rău. Rău. El e foarte rău. Cuplu jos, mi-au explicat băieții. Asta am sesizat și eu pe circuit. Pe secțiunea de viraje cu motocicletele merg cam în treapta a doua. Asta am vrut cu a treia. Și cu a treia s-a mișcat foarte bine. Ce am mai mers? Am mers cu Honda CBR 500, care mi s-a părut puțin submotorizată pentru ce se întâmplă aici la Dâncata. Adică asta CB500R, foarte mișto pentru uz de stradă. După aia am schimbat-o cu 650, care poate un pic mai mult ca mine. Și astea au fost motocicletele testate. 4 motociclete, la câte 20 de minute, sesiuni de 20 de minute de circuit. Senzațional. Foarte frumos. Mi-am schimbat părerea despre multe modele de motocicletă pe care nu le-am testat, că nu mă atrăgeau, dar nu aș zice nu niciodată la o excursie cu Africa Twin de 7000 de kilometri. Mi s-a părut superb de condus, superb, iar cred că pe stradă este senzațional. Asta a fost materialul. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat. Share, like și subscribe. Share, like și subscribe.